Bună, dragii mei! Bine vă găsesc! O nouă citire și o nouă săptămână. Să vedem cum se așează energia acestei săptămâni și vorbim despre această săptămână, 18-24 iulie, săptămâna adevărului din calendarul nostru motivațional și foarte, foarte important. Când vorbim despre acest adevăr, vorbim despre. Alegerile pe care noi le facem și este foarte important ca noi să fim sinceri cu noi, să ne spunem adevărul, să fim onești și nu doar în privința lucrurilor care nu ne plac și nu ne convin, ci foarte important este să ne privim pe noi, să ne privim în oglindă. Și să vedem și aspectele noastre pozitive, să ne vedem resursele. Mesajul îngerilor este foarte clar acum. Nu privi neajunsurile, privește resursele pe care le ai, privește. Uh, știi că întotdeauna la pachet cu o situație care pare nasoală ne apare și darul și noi știm cu toții chestia asta, dar de multe ori alegem da, să nu vedem adevărul, să nu vedem ce este acolo și adevărul este că absolut orice situație are soluție. Și adevărul este că în absolut orice situație noi putem să ne descurcăm și avem îngerii alături care ne susțin la fiecare pas. Deci nu există să nu depășim situația dacă nu mai dăm vina în exterior și ne asumăm și noi responsabilitatea pentru ce aport avem în toată situația, pentru ce anume am făcut noi și am atras în viața noastră acea experiență. Dar foarte important să ne deschidem și să privim partea plină a paharului. Uh, orice experiențe care ies la suprafață vin acum să ne ajute pentru că este o pregătire, este un antrenament. Uh, noi acum suntem într-o perioadă de ascensionare, o perioadă în care suntem împinși să lăsăm vechiul pentru a ne deschide spre nou suntem împinși să acceptăm provocările, să îmbrățișăm schimbările, chiar dacă ne vine să facem ca și acei copii mici, să dăm de picioare și zicem nu mai vreau, nu mai pot, ce cu viața asta, da? Eu nu m-am săturat sau tot felul de alte lucruri care ni le putem spune acum E bine să ne calmăm, să spunem ok, sunt aici, ce am de făcut, ce ar fi important pentru mine să înțeleg ce schimbări ar trebui să fac în mine, unde anume o pun rezistență, care este schimbarea pe care nu vreau să o îmbrățișez, care sunt obiceiurile și comportamentele la care eu trebuie să renunț în acest moment. Deci, da, avem o grămadă de, de teme pe care ar fi bine să lucrăm pentru că, nu mai sunt acceptate în lumea asta nouă toate aceste energii vechi care vin din ego, care vin din orgolii, care vin din competiție, care vin din ce eu sunt, eu fac și restul este praf, da? Nu mai merge așa. Trebuie să fim foarte atenți la adevărul nostru și să recunoaștem. Pe data de 20, deci miercuri, îl sărbătorim pe Sfântul Prorochilie și pe Arhanghelul Sandalfon, pentru că Sandalfon da, este cel care um, a venit sau, mă rog, uh, uh, a rămas alături de noi, da? preotul, uh, Sfântul uh, Prorochilie, da? uh, când s-a fost a fost. Uh, a fost uh, Hai să-i zicem uh, transformat în Arhanghel și este alături de noi, deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la mesaje, putem primi mesaje prin oameni, chiar dacă stăm la coadă undeva, uh, putem primi mesaje prin intermediul muzicii, prin intermediul uh, versurilor la anumite melodii și nu numai. Cei care sunteți creativi, nu uitați că Sandalfon vă ajută să accesați această creativitate și mai ales cei care sunteți în domeniul acesta, muzical sau aveți abilități în zona aceasta, el vă ajută foarte, foarte mult. Dar în principal ne ajută pe toți să primim și să traducem mesajele de la. Dumnezeu și în același timp să transmitem da întrebările noastre, să transmitem nenumeririle noastre și să fim atenți la semnele pe care le primim. Iar apoi în data de 22, o sărbătorim pe Maria Magdalena. Ce pot să vă zic? Ea este în fiecare dintre noi și de fiecare dată când vorbim despre păcate și pedepsire, Trebuie să ne gândim la ea și la suferința ei, și să învățăm să transcedem toată această suferință și să ne ancorăm în credință. Am o surpriză pentru voi la final de la ea. Eu o să folosesc aceste cărți pentru această săptămână de la Alberto Viloldo și Colette Byron Reed. Să vedem ce uh, mesaje sunt aici pentru noi, ce e iarăși foarte, foarte important. În această săptămână să fim atenți la vise, pentru că și prin intermediul viselor putem să primim diverse mesaje. Deci, cum se așează energia acestei săptămâni? Ia să vedem! Foarte frumos! Ia uitați-vă aici! Apropo de adevăr, apropo de focus, apropo de a ne dori să vedem ceea ce este în fața noastră. Noi e foarte important să ne ridicăm deasupra oricărui văl, să ne punem intenția și știți că avem această temă în această lună. Puteți să vedeți mesajul lunii Uh, mesajul general pe luna uh, iulie, dar avem această tema clarității, deci e foarte important să pun această atenție, să văd clar să văd ce am de făcut să... Um, am un focus legat de ceea ce am de făcut, să nu pierd din vedere anumite lucruri sau anumite aspecte pentru că s-ar putea să ne scape și noi trebuie să fim foarte, foarte atenți apropo și de mesaje, pentru că mesajele îngerilor, ce trebuie să înțelegem, le primim doar în prezent și atunci noi trebuie să fim prezenți, nu mă duc pe stradă și mă gândesc, au leu ce mă certa nu știu cine sau nu mă duc pe stradă și mă gândesc ce fac eu de mâncare când ajung acasă, nu, trebuie să fiu prezent ca să văd da? Deci, focus, claritate, să iasă adevărul, să văd lucrurile cât se poate de clar. Bun, și să vedem provocarea pe care noi o avem. Da, provocarea este de a ieși din, din matcă, de a ieși din cochilie. Este provocarea de a face lucrurile diferit. Și mă tot repet cu mesajul acesta, pentru că acest mesaj a fost setat pe luna aceasta plină pe care tocmai am avut-o, de a fi atenți la reacțiile noastre, de a nu mai face lucrurile cum le făceam înainte, de a ne repoziționa față de anumite situații altfel decât am făcut-o până în momentul acesta. Pentru că doar în momentul în care vom face lucrurile diferit, în momentul acela vom putea să ne deschidem spre oportunități. Deci putem să pierdem anumite oportunități dacă nu suntem deschiși și nu vedem ce e acolo, da? Bun. Și să vedem unde ne duce energia acestei săptămâni. Ups, ups, ups. Ia uite ce frumos! Ni se spune că adevăratele comori sunt ascunse în umbre. E foarte important, da, să. Ne vedem umbra, să vedem lucrurile acelea care nu ne plac, dar, așa cum am spus la început, nu doar să le vedem și să ne supărăm că le avem sau să dăm vina pe alții, ci este foarte important să spun, bun, am umbra asta, care sunt resursele pe care eu pot să le folosesc pentru a o depăși sau a depăși o anumită situație, ce aș putea să fac astfel încât să schimb energia asta, care e clar că nici mie nu -mi convine și nici mie nu -mi place. Da? Adică nu-mi place când reacționez din ego, nu-mi place când iau lucrurile personal, nu-mi place când spun niște lucruri care nu ar trebui să le spun. Da? Deci e foarte important da, să conștientizăm aspectele noastre de umbră să lucrăm cu ele, să mi conștientizez victima, să mi conștientizez sabotorul, să conștientizez pusnicul că tot avem o marți atelierul cu pusnicul, da, să conștientizez toată energia asta care mă împiedică pe mine să merg înainte și să mi-urmez potențialul. Foarte important. Bun, și uh, să vedem din cărțile mele. Le mai găsiți uh, da pe cadouri pozitive. Și o să am cât de curând niște surprize pentru voi pe cadouri pozitive. Iar pe cadouri pozitive am mai uh, readus niște bețe de-a voastre preferate. Așa că dacă nu ați fost de mult pe site, vă puteți uita pentru că am refăcut stocul de bețe. Cine vine pe lângă Sandalfon? Ia uite cine vine aici, vine și zat care ne spune că este important să avem compasiune față de noi, față de cei din jurul nostru, pentru că este evident că fiecare facem ce putem, dar atenție, nu trebuie să fie asta o scuză, am făcut ce am putut, bla bla bla, nu. Am uh, înțeles că în momentul respectiv, da, uh, energia pe care eu am avut-o nu a fost o energie benefică și eu lucrez cu acel aspect, nu dau vina doar pe ce mi s-a întâmplat sau cum am acționat eu într-un anumit moment. Și v-am spus că mai am o surpriză pentru voi. Am aceste cărți oracol de la Maria Magdalena. Ia să vedem ea ce ne transmite, că tot este alături de noi și iar mi s-a făcut pielea de găină, mă conectez cu ea. Să vedem ea ce ne transmite, ce ar fi important noi să știm și să facem da, în perioada imediat următoare, dar mai ales în săptămâna aceasta, ups, mi s-au lipit uh, două cărți. Una dintre cărți vorbește de acel purgatoriu. Deci înainte să ne fie bine, s-ar putea să ne fie mai rău. Înainte să... sau înainte... Sau momentul în care facem noi niște alegeri, s-ar putea ca alegerile respective să ne doară, dar sunt alegere cele mai bune pentru noi. Deci senzația asta că uh, poate e greu și este foarte greu să nu mai faci anumite lucruri uh, așa cum te-ai obișnuit să le faci. Uh, însă e important să înțelegem că drumul și calea, da, chiar dacă trec pe acolo, da? o să ajung acolo unde mi este mie bine. Adică curăți prin schimbarea atitudinii și îmi schimb vibrația, da? Și Maria Magdalena ne spune același lucru, da, să fim atenți la sincronicități, la mesaje, pentru că vin aceste mesaje și vin să ne susțină, vin să ne confirme anumite lucruri, să ne transmită, da, ce avem de făcut, ce e important în momentul acesta, cum să facem acele schimbări și cum să îmbrățișăm, da, toată această energie nouă. Da, pentru că Vrând de vrând, va trebui să mă o îmbrățișăm, pentru că altă cale nu avem. Da, e, e frumos mesajul și eu mă bucur tare mult, pentru că în acest weekend o să mergem la Poiana Mărului, o să avem tabăra de la Poiana Mărului, tabăra în care noi vom lucra cu părintele Arsenie Boca, este extraordinară energia lui și cum ne susține de fiecare dată când mergem acolo. S-a mai eliberat un loc pentru cei care simt chemarea și vor să vină alături de noi. Pentru cei care poate nu pot acum, nu uitați că așa cum am făcut în tabăra de la Sarmi o să mai pun acolo niște story pe Instagram-ul meu, la Mureșan 444 și să intrați așa în puțină să intrați puțin în atmosfera noastră, și în modul în care, sau să vă conectați un pic da, cu modul în care eu uh, fac taberele și energia de acolo. De asemenea, cum am mai spus, 19-a, arhetipul pusnicului. Doamne, cât ne regăsim în asta și cât de mult avem de învățat de la el, pentru că toți cei care mergem pe zona aceasta spirituală trecem prin momentele acestea de retragere, pe care le punem și la un rang foarte înalt, adică ne considerăm special și nu prea este cazul. Citiți descrierea la Pusnic și dacă simțiți că este activat acest arhetip sau poate aveți persoane care sunt în acest arhetip și nu le înțelegeți, nu aveți cum să le înțelegeți, vă spun eu, până când nu înțelegeți subtilitățile da, acestui arhetip, Da și vă aștept marți să ne vedem la atelier. De asemenea, încă o tabără. Probabil o să mai avem și alte tabere în toamnă, dar rămâne de văzut. Însă vă aștept în Neghina. Deci, energia din Egina, așa să vă gândiți. Știu că ați auzit și mulți știți energia părintelui Nectarie. Dar energia aceea din tabără, din Egina, este o energie atât de susținătoare. E o insulă care te vindecă în momentul în care deschizi toate canalele prin simplu fapt că ești acolo. Modul în care noi lucrăm cu Părintele Nectarie, tot ceea ce se întâmplă acolo și nici nu mai țin minte a câte oară, cred că sunt a 8 a 9 oară acolo și eu sunt o persoană care îmi place, sunt o persoană care merge foarte mult pe explorare, dar sunt câteva locuri în care am să revin și o să mă simt acasă și dă dependența această tabără, pentru că am persoane care vin constant alături de mine, uh, n-ai cum, te îndrăgostești iremediabil când vine Gina. Este o energie deosebită. Să nu vă imaginați că este o insulă spectaculoasă, așa cum sunt majoritatea insulelor din Grecia. Nu este spectaculoasă, este o insulă modestă. Nu are, nu știu ce plaje, dar pur și simplu energia ei o simți ca pe o îmbrățișare și te conduce spre vindecare. Este este magic ce se întâmplă acolo și pentru mine Uh, pentru că lucrez cu energia locului, este foarte important ca locul să mă susțină în toată această muncă și uh, mă bucură nespus uh, susținerea aceasta pe care o primesc de la înger să fac această tabără în acel loc minunat. Așa că dacă simțiți uh, chemarea de a veni alături de noi în Eghina, vă aștept cu mare, mare drag. Vă aștept alături de noi, alături de uh, Părintele Nectarie care are o energia atât de blândă și fermă în același timp și ne ajută să ne regăsim pe noi. Și da, dacă mă întrebați, am văzut și minuni de-a lungul acestor tabere, da, s-au întâmplat minuni. Atât vă pot zice. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult, scânteia divină din mine. Salută Sfântaia Divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare. Vă îmbrățișez cu drag!